Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Salutare! Iată-ne la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Adolescent. Eu sunt Alina Ilioi, realizatoarea acestei emisiuni. Relația dintre mamă și fiu este una specială și poate influența în mod semnificativ dezvoltarea emoțională și socială a băiatului. Este important, desigur, să subliniem că relațiile sunt unice și pot varia în funcție de personalități, experiențe și circumstanțe individuale. În general, o relație sănătoasă mamă-băiat este construită pe respect reciproc, comunicare deschisă și sprijin emoțional. În această seară avem în platou o echipă, mamă-fiu, Cristina Cristache și Ianis, în vârstă de 15 ani. Și nu uitați, aici nu judecăm, doar îmbrățișăm. Aici nu arătăm cu degetul, ci ne arătăm inima. A fi cool nu este totuna cu a fi fericit sau acceptat, dar a fi autentic, a reuși să fii tu, într-o lume ca aceasta, este o realizare mare și le spunem și bună seara invitaților mei din această seară. Bună seara! Bună seara! Bună! Mă bucur să te revăd, mulțumim frumos de invitație! Asemenea, iată, cred că este pentru prima oară când sunteți în această formulă, nu-i așa? E o premieră! Da, eu sunt extrem de emoționată și într-adevăr am acceptat cu mare drag și este o exclusivitate în exclusivitate, pentru că nu știu dacă Ianis va mai apărea. Va fi prima. Hai să vedem ce zice Ianis. Iată-te, Ianis, salutare în primul rând. Salutare. Ești pentru prima oară la o emisiune TV. Corect. Dar da. Și pentru prima oară alături și de mama la o emisiune TV. Da. Deci avem premiere peste premiere. Tu ai 15 ani, da? Da. Da, și o să spunem mai multe întrebări, așa să te cunoaște mai bine, dar poate până te mai familiarizezi puțin cu spațiu, o să întreb pe mama ta câte ceva, să văd cine este, ce face aici, știi? Cunoască și telespectatorii noștri mai îndeaproape. Cristina, tu ai mai fost la mine la emisiune la Alături de tine, dar fiind pentru prima oară aici la Jurnal de Adolescent, trebuie să aflăm câte ceva despre tine. Vă răspund cu mare drag. Ca de fiecare dată am fost deschisă în a expune latura mea reală, autentică, exact cum ai spus și tu, prezentarea a fost absolut extraordinară, felicitări. Pentru că până la urmă, în zilele noastre, este o mare, mare realizare să fii tu și să fii exact cum apar la televizor, să fii și în viața reală. Oh, ai punctat aici ceva foarte important. Iar mama, ești de 15 ani, bineînțeles. Da. Da. Este băiețelul tău, încă mă gândesc, chiar dacă are 15 ani. El este minunea și dorința pe care bunul Dumnezeu mi-a împlinit-o și sunt extrem de recunoscătoare că m-a ales să-i fiu mamă. N-am putut, nu pot să-l am doar decât pe el. Și asta mă face foarte fericită și împlinită și este suficient. Toată energia și tot ce am mai bun și eu și tatălui suntem în a-l dezvolta și a oferi oportunități pentru viitor până la urmă. Ce spune, acum facem abstracție de faptul că Ianis este aici, îți imaginez că nu este. Ce îi spune că este Ianis pentru tine? Știi, spuneam, iată, la început cât de importantă este relația mamă-fiu și că își lasă amprenta foarte mult mama asupra vieții băiatului. Ce reprezintă Ianis pentru tine? Nici n-am cuvinte de a putea exprima în cuvinte ce reprezintă. Este totul la superlativ. Mi l-am dorit atât de mult și el știe lucrul acesta pentru că i-am povestit și a venit pe lume pe data de 19, natural, cum mi-am dorit foarte mult și este ce schimba viața. Da, da, da. El este cel care îmi spune la semafor, nu mai zice cuvântul respectiv, ești frumoasă astăzi, ești nesuferită astăzi, îmi place de tine, stai dreaptă, te iau de mână pentru că arăți într-un fel, mergem împreună la nu știu ce petrecere pentru că am încredere în tine sau că îmi face plăcere să te am lângă mine.
Deci e cât se poate de sincer cu tine, da? Îți spune de fiecare dată ce simte, cum ești. Deci eu am emoții mai mari decât am avut de foarte multe ori. Dacă în emisiune. Ești în prezența lui și știi, cine știe ce spune. Eu te înțeleg, că așa sunt și eu când ieși Richard în jur. Mă gândesc, opa, ținte bine. Pentru că, da, băieții sunt cei mai sinceri cu mamele lor și despre mamele lor. Da, și mai este un lucru extrem de important. Ceea ce am vrut dintotdeauna să am împreună cu el și cu tatălui o relație sinceră, de prietenie, de comunicare, pentru că altfel nu cred și nici n-aș vedea lucrurile cum să fie constructive pentru dezvoltarea lui și armonia din familie, în familie, dacă n-am fi deschiși, dacă n-am comunicat. Da, iată așadar, am aflat câte ceva, lasă că trecem peste... Emoțiile acestea sunt frumoase, de altfel, transmite ceva foarte frumos și valoros, pentru că mereu mi se pare că legătura dintre mamă, fiu, dar și tată, fiică, are ceva aparte și iată, Iani, s-a sosit momentul să aflăm mai multe despre tine. Voi să mă iertați puțin, sunt puțin răgușită, așa, dar nu-i nimic. Așadar, ai 15 ani? Corect. Corect. Și ce vrei tu să ne mai spui despre tine? Să te cunoaștem mai bine. Nu știu, ce îți place ție să faci? Ce te pasionează? Ce vrei tu? Ce crezi că ai vrea ca noi să reținem despre tine? Păi, de plăcut. Îmi place să ies afară cu prietenii și să mă joc fotbal, să ies la filme, să râdem. Și ca un fel de hobby sau activități pe care le am și le fac, sunt notul, atletismul, mă duc și la sală. Mai merg și cu câțiva din colegii de la școală, chiar dacă nu mă înțeleg bine cu toți. Am 2-3 care îi pot considera prieteni, nu amici, deoarece amicii nu poți să le spui absolut orice sau ce ai tu în gând, în minte. Și cu prietenii poți să vorbești absolut orice. Să râzi, să le spui și glume mai. Deci, frumos că ai făcut această deosebire între prietenie și amiciție, pentru că noi în ziua de azi nu obișnuim să spunem prietenul, prietena mea, foarte ușor, nu? Ca și cum toți ne sunt prieteni, pe că nu e chiar așa. Mă bucur că știi să setezi aceste limite, să-ți dai seama cine ți-e prieten și cine nu. Da. Da. Așadar, îți place să petreci timp cu prietenii tăi, da. Să înnoți, atletism. Corect. Ce ai zis că mai faci? Joci fotbal în povestea aia, nu? Joc și fotbal, nu de profesie, dar o joc pentru că am și prieteni care se joacă și am zis să încep și eu să ies cu ei pe afară, deci mai des. Te-ai descrie un adolescent foarte activ. Și șah. Da, face. Da. Și ce face? Șah. Șoptește mama de aici, șah. Ia uite și zi-mi despre șah. Faci șah că-ți place ție sau că vrea mama să faci șah? Păi, și că îi place mamei, dar și o fac de când eram foarte mic. Așa că de la ce vârstă joci șah? De la vreo 7-8 ani. Serios? Da. Wow, uite, foarte tare. Eu nu știu șah. Tu știi să joci șah? Nu știu foarte bine, dar eu sunt extrem de deschisă, după cum bine știi. Și șahul îl ajută foarte mult matematic să gândească, să fie calm. Să aibă niște lucruri. Logică. Exact. Și din acest punct de vedere, la, după școală, la opționale, mami a avut de ales. Și mami a ales tot ce se putea alege pentru băiatul ei. Mai mami, să știi că o să avem o discuție foarte sinceră aici, așa, da? Pentru că și ne urmăresc adolescenți, dar și părinți, și pentru că vrem să aflăm cu toții mai multe. Așa că, dacă mami a ales șahul pentru tine, Ianis, ia zi-mi tu mie, cum mai descrie, eu știu, relația asta, mamă-fiu, ce reprezintă pentru tine? Te las pe tine să văd ce îmi spui și după aia mai pun întrebări, că mai am mult. Păi, relația pentru mine, mamă-fiu, este una dintre cele mai importante în viața copilului, pentru că mama te-a dus pe lume, ea a avut grijă de tine toată viața ta și încă o să mai aibă cât este din puterea ei, deoarece la 18 ani o să trăiască să te muți, să îți vezi și tu de ale tale, dar este mai mult decât o prietenie, relația mamă-fiu. Este, mama este considerată și cel mai bun prieten al tău.
Și crezi că, nu știu, modul în care te înțelegi acum cu ea influențează viitorul tău? Ai senzația că poate să se întâmple asta? Nu, eu simt că totul poate să meargă bine, nu o să urăsc, o să iubesc pentru toată viața. Că ți-e foarte dragă. Da. Da. Deci aveți o relație frumoasă. Dar uite, de exemplu, când a zis că Alessia șahul pentru tine, tu ce vrei să ne spui despre asta? Te-a bucurat acest lucru sau simți câteodată că poate te ține cam din scurt, așa? Păi, mi-a mai adăugat încă un lucru pe listă în timpul săptămânii, dar pot să zic că mă ajută. Cum a spus, matematic și pot să încerc să mă mai duc la concursuri, cine știe, câștig vreun trofeu. Da, nu mă bazez pe asta mult. Deci vezi beneficiile. Da, le văd. Și eu consider că a fost o opțiune bună, chiar dacă o să fiu mai puțin liber în timpul săptămânii, eu iau ca pe un lucru bun, un lucru pozitiv ce a făcut. Aha, deci într-adevăr, iată, mai îți împui anumite, tu ai lacrimile, da, ai lacrimi în ochi. De ce? Te emoționează că ești aici cu Ianis? Să-l auzi vorbind despre tine? Îți dai seama că eu nu l-am învățat de acasă ce să spună. Da. Eu chiar am vorbit tot drumul la telefon. Uh-huh. Că ai avut... Da, pentru diverse. Da. Deci nu mă așteptam asta. Nu te-a... Wow, da. Sunt convinsă că el mai șervețele are multe. Șervețele n-aveți, nu, dar doar apă pentru hidratare. Apă. Putem face roșii de șervețele. Da. Cu siguranță o să ne ajute colegii. Sunt lacrimi de extrem de multă bucurie și mândrie, iar cu un așa realism și mai autentic de atât nu se poate. Da, pentru că nu toate relațiile mamă-fiu arată așa și cred că tu vezi, nu? În cercul tău de prieteni sau toți băieții spun despre mamele lor ceea ce spui tu sau aceeași relație pe care o ai tu cu mama ta? Nu, eu nu aud pe niciunul dintre ei să spună ceva chiar pozitiv de mama lor. Ea m-a invitat odată la mine acasă și de fiecare dată când am întâlnit-o, tot ce mi-au zis a fost: mamă, ce mamă șmecherai. Că vorbea de parcă mi-era un prieten, nu un părinte, și cu un părinte trebuie să fii mai formal. Dar ea se comporta de parcă ei nici nu erau acolo. Deci te simți în largul tău alături de părinții tăi. Exact. Și nu ți-e jenă să-ți inviți prietenii acasă? Nu. Nu. Antonia, dă-mi-le aici, că nu e nicio problemă așa. Da, chiar. Da, că lasă că nu, mi le dă pe partea asta, nu e nicio problemă. Mersi mult de tot. Uite aici, avem șervețele pentru tine, toată emisiunea. Mersi mult. Da, iată, într-adevăr, se lasă și cu plâns, dar se lasă și cu râs. Important este că în această seară vedem importanța pe care poate să-l aibă și un copil în viața unei mame, pentru că, știi, sunt convinsă că nu doar mama are, eu știu, o importanță foarte mare în viața ta, ci și noi când devenim mame, mai ales mame de băieți, ni se schimbă cu totul lumea, se schimbă într-un, nu știu, devine cu totul altceva și avem și o altă forță. Nu-i așa, Cristina? Așa este. Se schimbă, nu mai, gata, ai lăsat-o fără cuvinte, vezi? Da. Nu mai... Și să știi că este și genul de copil care nu îi spui ce să facă sub nicio formă. Adică îi explici de ce ai ales pentru el un anume lucru sau de ce consider că îl îndrum către ceva anume. Adică Ianis nu este fă așa că zic eu. Dar uite, sunt curioasă. De exemplu, te întreb pe tine, Ianis, de ce alegi să fii un băiat cu minte, să zic, la locul tău? Știi, ai multe activități, îți apreciezi părinții, am înțeles că nu te dedai la prostii, deși ai poate în anturaj sau nu în cercul de apropiați, în cercul mai îndepărtat, vezi băieți care fumează, care se droghează, care beau. Da. Am înțeles că tu nu faci lucrurile astea. Nu, mi-au explicat și părinții de ce n-ar fi un lucru constructiv și pentru viitor și pentru sănătate. Și i-am ascultat și pe lângă asta nici eu nu sunt interesat în a fuma sau a bea intens, pentru că știu că nu o să
mă ajute, o să mă afecteze și fizic și o să-mi distrugă toți anii de efort la sporturi. Și oricum, da, am mulți și au fost niște amici care i-am numit odată prieteni, dar acum văzând faptul că ei fumează și mai beau și ies cu alți copii de pe străzi sau din alte școli care eu nu-i consider foarte buni pentru ei, dar ei au acceptat, am considerat să nu-i mai bag în seamă. Uh-huh. Deci ai vrut să te detașezi de influența lor. Da. Da. Ți-ai dat seama că poate deveni periculos. Exact. Și că o să mă atragă într-o zonă mai periculoasă. A, deci ești conștient că anturajul are o influență în viața exact. Ta. Da. Dar cum ți-ai dat seama de asta? Ți-au explicat părinții că sunt curioasă? Cum? Nu, mi-am dat seama singur. Că am văzut ei în clasele 5-6, acum sunt în clasa 8-a. Uh-huh. Erau mult mai diferiți. Cu anii s-au schimbat drastic din cauza la câțiva colegi și cine știe cu cine mai ies ei. Deci ai văzut cu ochii tăi schimbările care apar. Ai descriu pe mama ta o mamă severă? Severă? Nu. Dar din când în când pot să spun că alege și pentru mine, chiar dacă îi dau răspunsul opus, și nu pot să zic că mă ajută foarte mult sau îmi crește încrederea sau fericirea pentru ce o să fac. Dar te mai lasă să alegi și tu, bănuiesc, nu? Sau... Da, mai cu greu. Da. Mai cu greu, așa. Deci, eu ți-am spus că o să fie foarte sincer. Păi foarte bine, asta ne dorim, chiar apreciez sinceritatea lui. Ia zi-mi, cum ți-ai propus tu în momentul în care Ianis avea un an, doi, cu siguranță ai discutat și alături de tatălui Ianis ce educație vreți să-i oferiți, nu? Cum să fiți. Și sunt curioasă să aflu cum v-ați dat seama care este modalitatea cea mai potrivită sau că vreți să abordați acest drum al severității, nu să fiți foarte relaxați, să nu fiți, să fiți părinți înainte de prieteni sau prieteni înainte de părinți. Aici o să-mi povestești tu. Am știut dintotdeauna cum o să-l cresc pe copilul nostru. Datorită copilăriei mele și a modului cum am fost eu crescută, doar cu trebuie să faci doar ce-ți spun eu și doar când îți spun eu, în rest trebuie să stai în colțul tău și în banca ta. Și pentru faptul că nu mi s-a acordat încredere și Ianis știe foarte bine, i-am povestit, i-am exemplificat de fiecare dată când am decis câte ceva sau de fiecare dată în momentul în care l-am îndrumat către un anume lucru, i-am explicat de ce. O copilărie este bine ca să-ți o amintești la momentul în care ești adult, cu plăcere, să ai tabere, să ai moment de relax, dar în același timp să nu muncești fizic. Uh-huh. Eu țin foarte mult la lucrul acesta. Ianis nu muncește fizic, deși are responsabilități și are și el o fișa postului, păi... de care o să vă povestească el, nu spune mai multe. Abia aștept, aici mi-am și notat că vreau să vorbim despre, am aflat că ești salariat. Da. Bine, în ghilimele, să nu cerem. Da, în ghilimele, așa. Nu un job oficial, doar că e un job, da, de către părinți, nu? Așa, ca să-ți câștigi și tu niște bănuți. Exact, se țin pentru viitor. A, și păstrezi, faci economii? Păi când o câștig pe acea lună, da, o parte mai mare, cum ar fi 70-80%, o pun altundeva. Și acei 20-30%... Dar cine te-a învățat? Asta le-am învățat și de la tata, pentru că este destul de bun și se pricepe în a da banii pe ceva, să știe cum să-i folosească. Uh-huh. Și ce am mai învățat eu de pe internet. Deci ai citit să vezi ce să faci cu banii. Da, educație financiară. Deci, ca să revin la a spun de cum o să-l cresc, în primul rând să fim prieteni, în al doilea rând să nu fie agresiune fizică în casă, să nu fie agresiune verbală, chiar dacă ne mai ciufulim verbal, pentru că nu, acum să nu creadă telespectatorii că curge doar lapte și miere. Sunt discuții ca în orice familie firească și normală, dar totul cu limită și cu bun simț și cu
acolo unde trebuie. Familia... Și respect, bănesc, exact, nu? Exact, reciproc. Uh-huh. Familia înseamnă susținere, înseamnă echilibru, înseamnă bucurii, înseamnă creștere și ai oferit posibilitatea de a se exprima și el. Chiar dacă noi îi recomandăm, îl îndrumăm, îl întrebăm și pe el ce-și dorește, cum îi se pare, cum crede, cum simte, ce ar plăcea, dar de fiecare dată venim cu a exemplifica. Adică vă luați timp să nu-i spuneți fă așa, că așa zic eu, da, fă așa, că așa am spus și așa trebuie, ci explicați și de ce. Exact, exact. Adică pentru tot ceea ce a făcut de-a lungul acestor ani, i-am explicat de ce este bine sau de ce este potrivit sau cu ce l-ar ajuta pe el. Uh-huh. Pentru că am fost întrebată de el de ce nu duci la muncă. Nu că n-aș vrea să muncească, doar că o să aibă tot timpul din lume să muncească. El muncește altfel și o să vă povestesc. Vrei la muncă? Stai așa. Nu, oricum am și alte preocupări, cum ar fi să iau examenul și să intru în anul la... Ești în clasa 8-a, da? Da, și să intru la un liceu bun. Unde am vrut, pe un profil care am vrut. Deci muncești acum din greu pentru asta. Da. Dar pe lângă învățat și muncit din greu, că ești conștient că ai un examen, care poate e destul de greu, nu știu cum este în această perioadă. Este. E greu, nu? Așa. Este. Care este greu, dar tu ai și responsabilitatea, iată, jobului tău. Am înțeles că trebuie să ai grijă de cățel. Da? În fiecare dimineață, în afară de joi și vineri, deoarece tatăl meu este acasă și poate să mă duc mai devreme la școală, ca atunci când se întoarce să o hrănească el, da, mă ocup, o mai scot afară, îi dau, cum mâncăm și noi, îi dau mâncare, îi dau și apă. Deci e responsabilitatea ta, exact, acolo? Și primești salariu pentru asta. Nu doar pentru asta. Nu doar pentru asta, mai multe, are mai mult. Fișa postului, da, exact, chiar are. Destul de multe, să știi. Foarte tare. Păi trebuie să-ți câștigi cumva, nu? Da. Banii de cheltuială. Și e o idee bună și o educație financiară foarte bună. Ai acceptat-o din prima sau la început ai fost revoltat? Cum adică trebuie să... Recunosc. Prima oară m-am gândit un pic și am considerat că o să fie un pic prea mult. Dar acum am realizat că o să mă ajute, că o să am și eu banii mei, nu o să trebuiască să cer de la părinți, pentru că nu mi s-ar părea chiar ciudat să cer în continuu de la părinți. Am multe exemple de copii și de la școală care au tot spus, au cerut de la părinți în continuu și nu mi se pare ok, că ei fac un job, dar tu... Deocamdată nu prea ai făcut nimic, nici prin casă, nici ceva constructiv să ajuți. Da, că deja sunteți suficient de mari, nu? Să ajutați și voi. Și eu personal, nu, mi-e cam greu să cer de la părinți bani fără un motiv bun. Adică dacă ar fi fost să le spun, dăm și mie 100 sau 200 de lei pentru ceva destul de stupid, n-aș cere, e greu. Și bănuiesc că și stima ta de sine a crescut în momentul în care ai văzut că ai niște bănuți pe care îi pui deoparte, poți să-i gestionezi. Da, crește cu timpul și o să-i las acolo, nu o să scot, decât o să folosesc cealaltă parte din ce primesc pe lună. Că ți-ai împărțit, ai zis exact. 80% și 20%. Da. Ți-ai împrumutat vreodată mama? Știi de ce? Da. Eu am împrumutat de la Richard asta, că și el are aceeași... Știi, are pușculița lui, la fel, vezi, uite că și noi eram chiar curioasă cum ați abordat voi și eu îi dau diferiți bani pentru diverse lucruri pe care le face extra, cumva, știi, și câștigă deja bănuții lui, deși are 6 ani. Și am fost într-o zi în parc, eu am uitat portofelul meu acasă, el și-a luat borseta lui, că s-a gândit că vrea să-și cumpere ceva și știa că nu-i mai iau, că i-am zis, gata, pe săptămâna asta, așa că și-a făcut planul de acasă. Și să vezi, la magazin mi-am dorit și eu să-mi cumpăr ceva, aveam portofel. I-am zis, Richard, am împrumut și mie, adică, na, și m-am împrumutat cu dobândă, ce-i drept, că am învățat-o și pe asta, dar m-am împrumutat. Și am văzut ce bucuros a fost când a văzut vânzătoarea că mă împrumută el pe mine. Așa că te întreb și tu, ți-ai împrumutat mama vreodată? Da, da? Mi-am împrumutat. Dar la sfârșit mi-am primit banii înapoi. I-ai primit? Ai scris-o pe caiet? Nu, am încercat să-l țin minte.
Cum a fost sentimentul să te împrumuți de la copilul tău? Absolut extraordinar. Așa și ai? Spun că a fost chiar de curând. A trebuit să duc la curățătorie lucruri mai fine, albe. Da. Care nu le speli la mașină, că e vorba de calitatea materialului. Și am zis, zic, mai îmi trebuie și mie 50 de lei, te rog, îmi dai și mie până... Zic că nu am nici cash și zic, da, chiar ai nevoie să te împrumut? Zic, da, chiar te rog dacă poți și vrei. Și eu m-am simțit super bine pentru că el a fost receptiv și el încântat că am apelat la el. Deci, iată, totul e bine și frumos în momentul în care reușim să ne creștem stima de sine, dar să ne și împrumutăm între membrii familiei. Luăm o scurtă pauză ca mai apoi să revenim în platou și să continuăm discuția. Și am revenit în platou, iată, stăm de vorbă cu Ianis și Cristina, care sunt mamă și fiu, și povestim despre importanța mamelor în viața băieților, dar de asemenea și ce influență poate să aibă un părinte în viața unui copil. Vă spun din nou salutare și bună seara, că iată, probabil sunt telespectatori care ne privesc pentru ultima oară acum, au deschis televizorul și s-a lăsat cu plâns, s-a lăsat cu râs, a fost cu emoții, dar am ajuns la niște concluzii foarte frumoase și mai avem de povestit multe. Iată așadar, e bine să avem o educație financiară. Tu te-ai împrumutat de la Ianis. Ianis a ținut minte, a luat înapoi ce avea de recuperat, da. Și a pus acolo în pușculiță. Ce alte lucruri ai învățat de la mama ta, de exemplu, Ianis? Sunt foarte curioasă. Ce ai învățat de la mama? Uite, cu Cristina a făcut ochii mari. Am mai învățat să am grijă de casă, să dau cu aspiratorul, să mă ocup de haine, rufe și cum să gătesc. Oh, știi să gătești? Da. Ce știi să faci? Deocamdată știu să fac să fac pizza, paste, ouă, omuletă, lucruri general de dimineață și seară, dar cam doar atât pe moment. Crede-mă, sunt mulți adulți care nu știu să facă nici atât și m-a surprins că ești deocamdată, deci ai în plan să înveți mai multe. Da, o să o întreb și pe bunica să văd dacă vrea să-mi împrumute câte ceva din cartea de rețete. Ai planuri pe termen lung, bravo ție, bravo, să știi că e foarte bine să știi să gătești. Nu știi unde te duce viața și când ai nevoie să nu stai mereu după mama să-ți gătească. Exact, corect. Asta i-am spus și eu. Deci, de aceea ești și tu, mamă, de băiat și ești mamă, pentru că gândim la fel. Același lucru l-am transmis și eu de nenumărate ori. Mami, viața nu știi unde te duce, este bine să știi să faci pentru tine, în primul rând. Dar uite, că tot te întrebam de modul în care ați ales voi să le educați. Sunt multe mame care preferă să cocoloșească băieții din viața lor, băieței, da? În momentul în care a apărut băiatul, dragul mami, lumina soarelui meu, tu nu fă nimic, și sunt multe mame și știi, da. Nici nu-i lasă să ducă lingura, furculița la gură, da. Că fac ele asta. Și ce se întâmplă pe termen lung? Acei băieți devin bărbați și au apoi pretenția de la femeia de lângă ei să facă același lucru pe care l-a făcut mama. Nu sunt de acord cu asta. Foarte vehementă, sincer. Nu sunt de acord cu acest lucru pentru că eu aș pune întrebarea altfel. Dacă tu ai avea ca mamă fetiță și devine adult, femeie, și ar veni băiatul și s-ar comporta așa, cum ai reacționat? Cum te-ai gândit? Ce ai simțit? Mm-hmm. Ți-ar plăcea? Ți-ar plăcea? Exact. Da. Nu cred că ți-ar plăcea. Avem multe cupluri, multe familii care au și băiat și fată. Și pe acele familii le-am întrebat de nenumărate ori. Pentru că Ianis nu e un băiat cocoroșit. Asta e... Nu este cocoloșit, dar... În același timp este un copil pe care l-am responsabilizat și este bine lui pentru viitorul lui și pentru ceea ce îl va aștepta în viață. Până la urmă și dacă îl ții ca pe un om, un ou câteodată, cu cât ești mai atent cu ou, cu atât pică să sparge și să face... Așa e, brav. Da? Dacă știi cum să-l manevrezi și să-l gestionezi, este ceea ce trebuie. Mhm.
Da, da, și e bine, iată, și chiar mi-ar plăcea foarte mult să fie cât mai multe mame de băieți care să ne urmărească în această seară, pentru că exact la asta trebuie să ne gândim, că poate e drăguț și simpatic la 6, 7, 14, 15 ani să îl cocoloșească mama. Să zicem că e drăguț, da? Dar în momentul în care crește și nu știe nici să gătească absolut nimic, nu știe că trebuie să dea cu aspiratorul, nu știe că trebuie să spele o farfurie, nu știe nimic, nimic, nimic din toate astea și are doar așteptări de la femeia de lângă el, atunci un mare, mare, e mare grav. Problemă, e foarte grav. Este foarte grav pentru că până la urmă este generația ce vine de după noi. Uh-huh. Și nu este, chiar nu este deloc în regulă. De nenumărate ori i-am spus, ce faci dacă ea este prea prețioasă și nu știe să facă nimic? Tu nu știi să faci nimic, chiar nu știe să facă nimic, ce uitați faceți? Uitați unul la celălalt. Da, ce faceți? Și până la urmă se simte el bine când face. Un lucru pe care poate îl va povesti el, că este acela că el rămâne singur acasă în weekend când noi mai suntem plecați și gestionează toată casa, curtea, inclusiv pe el și activitățile lui. Și stai singur acasă? Da, sunt destul de crezut în a ține o casă ordonată, nu... Te-ai descurcat foarte bine. Ai avut parte de vreo peripeție, poate pe care nu știe mama, că te-ai stat singur acasă? Nu, chiar n-am reușit să fac nimic rău la casă. Încă. Dar, nu știu, n-ai avut întâmplări așa amuzante sau ceva? Nu ți s-a întâmplat? Ba da. Ce s-a mai întâmplat? De câteva ori când mai eram... pe apeluri cu prietenii sau chiar și când au venit la mine acasă și părinții erau plecați, am mai venit cu niște idei drăznete să strigăm pe geam sau să facem mișto de vecini. Mă așteptam la asta. Da, e normal. Da, asta vreau să spun. Fie... Să știi că și eu mai stăteam mult singură acasă, mă mai lăsau, încă de la o vârstă mai fragedă, că generația noastră de la 6-7 ani stăteam acasă singur. Știu, știu. Și aveam vreo 7 ani tot așa și m-am lăsat singură acasă. Și la fel mă plictiseam. Deja devenise plictisitor ce să fac eu la 7 ani acasă și stăteam la bloc, știi, noi. M-am uitat de pe geam și am văzut niște oameni acolo care au venit să ridice gunoiul. Da. Am început să zic, alo, și mă ascundeam. Deci m-am distrat câteva minute foarte bune. Și la un moment dat m-am plictisit și de asta. Îți spun asta că deja ești mare, nu mai poți să faci asta. Și voiam să plec de acasă, să mă duc la sora mea care stătea la un kilometru distanță. M-am lăsat cu cheie, știi, cu ce să închid ușa. Da. Că au zis că stau acasă, nu? Și m-am tot gândit ce să fac, cum să fac să plec, n-am cheie. Am luat o foaie și am scris, nu intrați, nu este nimeni acasă. Am pus-o, alepit-o pe ușă frumos la exterior. Da. Am pus așa și un par, așa, un lemn, ca să cumva interzis și am plecat. Și a venit mama și a văzut biletul. Deci, de asta zic, cred că avem cu toții tot felul de experiențe din acestea, așa, stând singuri acasă. Unele, de unele află părinții, de altele le află în direct. Da. Povestim! E normal. Ce? Da, da, este normal. Eu ca să pot să ies din casă, pentru că pe mine nu mă lăsau să ies afară și stând la etajul 1, am legat două cearșafuri și am coborât pe... Uite, vezi, coborât... știai? Nu știam și pe asta. Și am coborât pe geamul de la dormitor. Mi-am luat o papară, deci mare, mare. Dar m-am și distrat un pic pentru că am făcut ceva ce nimeni din cartier nu făcea și pe vremea noastră, da? Cum 40 plus de ani, cartierul era un... Eu am stat într-un cartier, blocul era ca un fel de pătrat. Și toată lumea se știa cu toată lumea. Lucrau pe la... Și am văzut-o pe Cristina coborând pe... Da, erau pe la uzine, cum era pe vremea respectivă. Și da, am coborât și a zis... Nea Ioane a coborât pita. Așa era. Cu cearșavul de... a legat, na. Vezi, peripeții, acum ai aflat și tu ce a făcut mama. Nu pui în aplicare, că nu mai e cazul acum. Nu, nu mai este tânără. Mulțumesc, mama. Așa? Nu mai este. E foarte, cum așa spune, ce tânără ești, cum, Doamne, mă, mama. Bun.
Și eu când aveam 15 ani, mi se păreau că oamenii la 20 ceva de ani sunt foarte bătrâni. Dar eu te-am întrebat ce ai învățat de la mama. O să întreb și pe mama ce a învățat de la tine, că sunt convinsă că a învățat multe lucruri de la tine, Ianis. Am învățat să, în momentul în care îmi doresc ceva, să țin de acel lucru și să fiu perseverent în a-l obține. El așa este. Insistent, da. Îmi explică de ce dorește acel lucru, dar nu se lasă până nu îl obține în general. Ești fericită că ai un copil independent și că nu apelează mereu la tine, nu are nevoie de tine mereu? Răspunsul este împărțit. Sunt foarte fericită pentru că este un copil extrem de dezghețat și de smart și se descurcă singur, mai ales când suntem, noi am avut vacanță în care el s-a dus la școală și a văzut de absolut toată activitatea sau lui. Sau așa credeți voi, da. Sau, da, în fine, acum nu contează. Dar pe de altă parte mă bucură foarte tare ori de câte ori mă sună și mă întreabă, mami, cum să fac? Sau mami, este potrivit? A trebuit să ducă un cadou unei domnișoare la o zi de naștere și m-a pus să-i cumpăr o bijuterie. Și a fost extrem de încântător lucrul acesta pentru mine, stând să caut prin mall bijuteria pe... Acum să gândești de ce ai spus asta, mama? Nu mi-aduc aminte. Nu ți-aduce aminte când? Nu țin minte când mi-ai spus că domnișoara a văzut inelul meu albastru și că îi place de mama ta și că te duci la... Poate nu trebuia să spui asta, că poate asta te uite la emisiune acum și vezi, nu, tu l-ai ales, așa ai? Da, corect. Hai să nu zicem chiar tot în direct, serios, acum. Asta este, trecem peste moment. Mai avem 8 minute din intervenția noastră, așa. Așa de puțin. Da, aici trece timpul foarte, foarte repede și mai vreți mereu să veniți și mă bucur. În cele 8 minute aș vrea, de exemplu, tu, Ianis, să te gândești ce sfat le-ai dat, nu știu, băieților, adolescenților care ne urmăresc în această seară și care poate că au o relație la fel de frumoasă cu mama lor, cum ai tu, sau poate că nu au, depinde cui vrei tu să te adresezi sau ce simți că ai vrea să le spui. Ce le-ai spune dacă ar fi așa să stai face to face cu ei? Păi, m-aș gândi să le spun despre modul lor de viață, cum se comportă, ce prieteni să-și facă și cum să se comporte. Uh-huh. Pentru că limbajul nu este atât de adecvat precum erau acum mulți ani. Deoarece mie îmi place, sau poate, nici eu nu știu, dar știu un lucru, că îmi place să stau la un moment. Adică nu-mi place, nu sunt chiar ok cu ce este în ziua de azi, modul de îmbrăcare, cum vorbește lumea, cum se comportă, ce prieteni își fac, și îmi place să stau la un an mai vechi, nu cum ar fi stilul de 2023 sau 2024 suntem acum, ci pe undeva prin 2014-2015. Adică cu mai mult respect, bănuiesc, nu? Da, un timp care mi-a plăcut foarte mult și care îl accept mai mult decât timpul din zilele sau din zilele de azi. Foarte frumos, da, într-adevăr. Dacă stăm să ne gândim, este foarte important și respectul și s-au schimbat multe, da. Și de asta nu-mi place și nu sunt foarte echit în a-mi face mulți prieteni din zilele de azi. În trecut, da, aveam mulți și prin clasă. Și când mă duceam la after school, mă duceam prin orice clasă să salut pentru că aveam prieteni, dar acum nu prea mai am. Încep să devii tot mai selectiv și asta să știi că este un semn al maturității, nu este lucru rău. Ești conștient că, iată, contează acum ce fel de oameni lași în viața ta. Da. Foarte frumos sfatul. Cristina, tu pentru... Te surprinzi? Da, da. Tu pentru mămici, ce mesaj ai avea, ce ai vrea să le transmiți mamelor de băieți în mod special? Un lucru extrem de important pe care aș vrea cel puțin să le fac să se gândească, să comunice mult mai mult cu copiii lor, mai ales că Ianis are prieteni băieți, iar la noi vin în general băieții, mai avem până să vină și fetele, și să le permită a gusta un cappuccino,
în a gusta un fel de mâncare, în a ști ce înseamnă un tip de băutură, în a detalia educația sexuală, educația corporală, de a avea grijă de tine. Uh-huh. Și mă refer la lucruri elementare, de a te spăla, de a te duce la o cosmetică dacă ai niște probleme de ten. Uh-huh. Lucruri care poate par pentru telespectatoare poate puțin ieșite din comun, dar să știți, dragilor, că sunt extrem de întâlnite, doar că nu se vorbește cu atât de multă lejeritate și deschidere. Da, pentru că dacă nu au cu cine să vorbesc adolescenții, își găsesc sfaturi prin online și oriunde, și poate nu sunt cele mai bune. Corect, foarte bine spus și foarte bine punctat. Acesta ar fi, ca să spun așa, o părere din punctul meu de vedere, avându-l pe Ianis ca și adolescent. Foarte frumoasă, iată, relația dintre voi doi și mă bucur tare mult să văd că sunteți și prieteni, cred că, nu? Înainte de toate. O consider pe Cristina, pe mama ta prietena? Da, o consider cea mai bună prietena. Cea mai bună. Eu mai vin la tine, să știi. Eu mai vine. Te rog, din suflet, mai invită-ne, pentru că chiar așa emoții și așa lucruri n-am mai simțit de mult, pentru că nu am fost pusă în postura aceasta și nici nu știam cum să mă aștept ca Ianis să se exprime. Doar că știu că fac tot ce îmi stă în putință împreună cu tatălui să îi aducem o educație constructivă și pentru de viitor. Da, iată, eu cum mai invit, pentru că e foarte important câteodată să spunem și ce simțim, chiar dacă poate nu e neapărat cool, știi? Da. Dar dacă n-a fost nici contextul potrivit, știi, acum afli și tu ce consideră Ianis despre tine, Ianis află și el ce părere ai despre el. Da, nu suntem cea mai cool și cea mai șmecheră combinație, dar suntem cea mai autentică și cea mai deschisă și cu dragoste familie. Ce părere ai de părul albastru al mamei? E o schimbare față de părul ei original. Nu știu dacă l-aș spune sau deja știe o mare majoritate a lumii, dar mama a obișnuit să fie blondă. Și după și el a făcut parcă a avut o altă culoare, da. Odată mov și acum albastru. Și cum ți s-a părut ție schimbarea asta? O schimbare destul de mare. Avea și părul lung, dar eu zic că îi stă bine și așa. Ia, te vezi? Da, eram curioasă să văd și cum văd băieții schimbările astea. Da, eu pot să dau ceva din casă, apropo de mămici. În clasă la el am avut o discuție destul de interesantă, să o numesc așa, cu una dintre mămici, spunându-mi: haideți, doamna Cristache, chiar nu vă este rușine să apăreți așa cu culoarea părului? Nu vă gândiți la Ianis ce ar însemna pentru el? În momentul a fost șocant pentru mine. Și am spus: dar nu este despre tine, este despre mine, nu trebuie să fim prieteni, nu trebuie să mă plași tu. Important este că băiatul meu este extrem de încântat, nu are absolut nicio reacție negativă și eu cred că fata ta chiar cred că îi place un pic așa. Și până la urmă nu culoarea părului te definește sau spune, eu știu, tare multe. Nu, este vorba de curaj, de încredere și de o altfel de abordare până la urmă. Da, eu am pus această întrebare pentru că știm că multă lume acum te și identifică datorită părului, mai ales că reprezintă și acele lalele superbe pe care iată, tu le ai. Și eram curioasă să aflu și eu ce părere are Ianis acum despre acest lucru. Și deci stă bine, ai aflat și tu. E de bine. Stă bine că și mi-aduce aminte de culoarea apei. Te liniștește, știi? Culoarea apei te liniștește, albastru, așa. Îmi place foarte mult apa și în general și de zodie. Sunt scorpion și merg la not de 12 ani. Cred și eu că o să-mi placă. Da, normal. Deci e bine, uite. Când spun ce înseamnă culoarea albastru, înseamnă liniște, înseamnă apă, înseamnă cer, este pe același vibe cu el și asta este un lucru foarte bun.
Dragii mei, timpul nostru s-a cam scurs, așa, mâncăm și la ceas, nu mai avem. Însă a fost o deosebită plăcere să vă am în platoul Jurnal de Adolescent. A zburat timpul cu voi, am povestit multe. Ianis, ești un tip foarte tare. Mă bucur tare mult că îți iubești mama, că îți iubești părinții, că ești dornic să lupți pentru ceea ce îți dorești și continuă să fii tot așa. O să continui. Iar ție, Cristina, spun felicitări pentru modul în care l-ați crescut pe Ianis. Mă bucur tare mult să văd adolescenți crescuți atât de frumoși și atât de respectoși și îmi doresc din toată inima să fie tot mai mulți părinți care să-și crească așa copiii. Îți mulțumesc tare mult. Îți mulțumesc că, în primul rând, că te-ai gândit să ne inviți și să prezentăm și telespectatoarelor, chiar mai emoționat. Da, o altă versiune a familiei și a relației dintre mamă și fiu. Se pot face foarte multe lucruri frumoase, trebuie doar să ne dăm voie. Și felicitări pentru emisiune, este un mod de a mai vedea și cei de acasă și alt tip de dezvoltare personală, de creștere și de familie. Mulțumim foarte, foarte mult! Vă mai aștept și altă dată la Jurnal de Adolescent și sunt convinsă că ați inspirat atât adolescenții care ne-au urmărit în această seară, dar de asemenea și părinții. Eu mai am așa o tradiție, mai bag palma și cu adolescenții care vin câteodată, zic că poate se prinde de bine totul, iau cei mai frumos așa. Vă mulțumesc tare mult și vă îmbrățișez cu mare drag! Dragii mei, iată, Jurnal de Adolescent se încheie aici. Am învățat tare multe lucruri bune și frumoase în această seară. Dacă suntem mame, să mergem să ne îmbrățișăm copiii și, de asemenea, dacă sunteți adolescenți, cu siguranță mamele voastre ar aprecia foarte mult dacă să mergem voi să le îmbrățișați și ar fi foarte fericite. Vă doresc o seară cât mai frumoasă. Până data viitoare, vă spun să aveți parte de tot ce este mai bun și, de asemenea, nu uitați că în fiecare sâmbătă, începând cu ora 18, ne vedem aici la Jurnal de Adolescent. O seară frumoasă! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.